Brasuica Mică și sunt de vorbă cu Uwe. Uwe care s-a născut în această localitate, nu? Corect, s-a născut în Șaica Mică. Întrebarea este de ce v-ați întors voi din Germania să faceți, eu știu, o investiție superbă aici, în localitatea voastră de Baștină. De ce ne-am întors? Fiindcă eram foarte tânăr, nu vreau să zic naiv, dar na, eram tânăr și șanse în Germania nu prea aveam. Când noi am plecat în 91. Practic, nu am plecat niciodată și avantajul foarte mare mai era că tata avea firma aici, Siebenbürger și Snugat, era deja înființată în 91, unde se producea halviță, ciocolată de casă. Na, și atunci, cum au plecat toți sașii din sat, nu mai putea să facă sau să producă, fiindcă nu mai ieșeau rețeta. Da, și așa ne-am reprofilat și am mers pe varianta de motietă și cu asta am început. Da, l-ai întrebat vreodată pe tatăl tău de ce tocmai halviță și chestii dulci? Păi da, asta a început el din 75. Nu era privat atunci în timpul lui Ceaușescu, el făcea halviță, așa i s-a spus atunci că asta facem și el a fost atunci cu cooperație și asta s-a început să se facă. Prima dată a avut 2 angajați și după aia s-a extins și a ajuns undeva la un 35 de angajați în timpul lui Ceaușescu, dar tot prin cooperativă, nu ca privat. El și-a pus, cred că și amprenta un pic pe rețete, nu? Rețetele cu... Bine, se făceau, veneau rețetele, dar ei mai modificau, își făceau sigur că da. Și după când ai preluat o afacerea, deci de la mochetă, acum la noi ne-am reîntors. Da. Da, noi ne-am reîntors în România în 96 și am început să vedem ce putem vinde sau ce afaceri putem face în România. Și așa am început prima dată cu motieta, a mers foarte bine, am avut un magazin în Copșa Mică, vindeam, mergeam, aduceam, dar era o afacere așa mai mică, aveam 8 angajați și a mers. Pentru vremele a mers, dar început am început să ne extindem. Cam din 2002 am început producția de galerii și așa ne-am extins, ne-am ajuns astăzi undeva la 200 de angajați cu un grup de mai multor firme și noi putem zice că ne place în România și ne merge foarte bine. Da, SNDECO este o afacere, să spunem, locală, națională sau internațională? Voi cum vedeți? Cum o vedem? Deci, pe România, noi putem concura cu orice multinațională care este în domeniul nostru. Deci, chiar vreau să spun că cred că suntem cea mai mare firmă în domeniul ăsta ce vindem noi de produse în România. Cam câte produse comercializați? Cam pe ce sector? În total avem vreo 5.000 de produse. Noi suntem specialiști pe amenajări interioare, special pe geamuri. Deci, avem producție de geamuri termopane și tot ce depinde de geam. Perdele, Tot ce înseamnă geam, noi putem livra. Cam cât timp petreci acum în România și în Germania? Cam... Cum te consideri? 98% petrec în România. În România? Da. Și... Deci mă duc poate de 2-3 ori în Germania pe an și tot câte o săptămână. Ai venit cu idei noi de acolo? Le-ai impus, eu știu, angajaților voștri un amintiri? Este foarte... Eu am făcut școală de comerț în Germania și am venit. Ideile de acolo nu se pot aplica aici. De ce? Deci este... E cu totul altceva aici. Aici trebuie să crești afaceri și trebuie să mergi cu ritmul de aici. Este cu totul altceva. Așa de bine ne-am obișnuit, deci n-aș mai putea lucra cu ritmul din Germania. Și poate nici nu mai place. Da. În următorii 5 ani unde vă vedeți ca business? Ca business ne vedem tot în locul 1 în domeniul nostru de amenajări interioare, că aici chiar ne-am extins și cred că aici nu este altul care poate să intre pe segmentul ăsta așa repede. O să se mai facă mai multe firme în următorii 5 ani, deci o să mai avem încă 2-3 firme și o să punem foarte mare bază pe producție. Deci cam toate produsele ce le comercializăm, încercăm noi să le și producem. În hala care ați inaugurat-o astăzi, chiar de ziua națională, ce va fi de fapt? Hala care am inaugurat astăzi este un centru logistic și o să avem toate produsele finite în această hală. După cum ați văzut, noi avem încă multe hale aici, tot foarte mari, deci avem în totalitate 5 hale mari, tot undeva de 1000 de metri pătrați. Și hala asta am făcut-o special pentru produs finit. Restul dorim toate halele să se facă linie de producție, să se producă. Și aici să fie produsul finit. Angajări o să mai faceți? Sigur că da. Păi noi asta vrem. Deci vrem să creștem în fiecare an undeva un 15-20%.
Asta am și reușit și din 2008 până în 2012, în timp de criză, am crescut în fiecare an ca cifră de afaceri undeva în 10, 15, 20% și eu zic că tot așa o să mergem și în continuare.